Acum poți comanda stickere mai ușor pe noul site stickered.com, unde poți alege din modele existente, încărca imagini ce vor fi transformate în stickere sau folosi chatul live pentru a configura împreună modelul dorit. Fiecare sticker costă 2 lei, este rezistent la apă și poate fi lipit pe aproape orice suprafață, iar dacă comanzi peste 50 de stickere, livrarea e gratuită. Ai linkul în descriere. Acum vreo 2 săptămâni am ieșit în oraș cu o prietenă care tocmai ce se despărțise de iubitul ei pe motiv că era prea posesiv. Și asta m-a făcut să mă întreb: oare el știa că e posesiv și a continuat să facă asta sau nici măcar nu și-a dat seama? Mulți băieți se află în situația în care fac lucruri care îndepărtează fetele și nici măcar nu-și dau seama de asta. Așa că astăzi vreau să vorbim despre acest subiect. 5 lucruri pe care băieții le fac, iar fetele le urăsc. Dacă faci aceste lucruri, oprește-te, conștientizează că greșești și schimbă comportamentul. O să vezi că o să-ți fie mult mai bine cu fata de care îți place și o să o apropii de tine în loc să o îndepărtezi. Hai să vedem despre ce e vorba. Primul lucru pe care tu îl faci, iar fetele îl urăsc, așa cum am spus, este că ești posesiv. Posesivitatea nu înseamnă că nu te interesează absolut deloc cu cine umblă iubita ta și când, ci că nu-i permiți să iasă cu cine vrea și când vrea. Una este să te intereseze și alta e să nu-i permiți. Și știu care este motivul din spatele posesivității, și anume că ești gelos. Ți-e frică să nu te înșele cu altcineva. Bine, ca un sfat din partea mea, acordă încredere până când îți este dovedit contrariu. Adică ai încredere în ea, lasă-o să plece oriunde, până când afli că ți-a fost infidelă. Iar dacă ceva nu ți se pare în regulă, de exemplu își dorește să iasă cu fostul iubit, spune chestia asta și vezi cum reacționează, dar nu îi interzice niciodată să facă ceva. E liberă să facă absolut orice, dar și tu ești liber ca în baza acțiunilor ei să iei decizia să te desparți de ea. Deci posesivitatea pleacă de la gelozie și atunci când ești gelos, spune-i chestia asta, iar dacă ea nu își schimbă comportamentul, ești liber să pleci și probabil că nu era pentru tine din prima fază. Al doilea lucru pe care tu îl faci, iar fetele îl urăsc, este că ești presant sau insistent. Noi ca băieți vrem ca totul să se întâmple cât mai repede. Astăzi vorbești cu mine, mâine suntem împreună și poi mâine vii pe la mine să facem clădite. Ei bine, pentru fete nu merge chiar așa. Vor să te cunoască mai bine, să vadă dacă ești potrivit, dacă ai fi un iubit bun. Fetele se mișcă mai greu pentru că, așa cum am spus și în alte videoclipuri, pentru ele este mai importantă personalitatea unui băiat, iar pentru băieți este mai important cum arată o fată. Prin urmare, fetele urăsc atunci când ești insistent sau le presezi cu ceva. Așa că sfatul meu este să ai puțin mai multă răbdare. Lasă-le să se acomodeze cu tine. Al treilea lucru pe care nu ar mai trebui să-l faci pentru că fetele îl urăsc este când le fluieri sau le claxonezi pe stradă. Știu de ce băieții claxonează o fată pe stradă, pentru că de obicei sunt cu un prieten în dreapta și ăla face: uite-o pe aia ce bună e, ia dă-i un claxon. Sau ceva de genul ăsta. Pentru băieți poate amuzant, dar n-am auzit niciodată în viața mea o fată să spună că îi place chestia asta. Și pe bună dreptate, te simți jenată, stânjenită atunci când te strigă unul pe stradă: mamă, ce bună ești! Așadar, dacă vezi o fată frumoasă, poți să o ții pentru tine fără să te exteriorizezi ca un animal. Sau dacă vrei să arăți că ai curaj, du-te și vorbește cu ea, cere-i numărul. Asta este perfect ok, după părerea mea. Al patrulea lucru pe care tu îl faci, iar fetele îl urăsc, este că nu le asculți. Fetele vor să primească atenție din partea ta ca iubit și să îți spună ofurile pe care le are în legătură cu alte fete sau cu ce i s-a întâmplat astăzi. Poate că i s-a rupt o unghie și nu are cui să se plângă. Tu trebuie să fii acolo și să o asculți, așa că lasă puțin maneta de PlayStation jos și acordă-i câteva minute ca să o asculți. Dacă tu nu-ți dai măcar puțin interesul și nu ai timp deloc să o asculți, va găsi pe altcineva care are. Și al cincelea lucru pe care îl faci, iar fetele îl urăsc, este că ești prea lipicios. Să fii lipicios înseamnă să depinzi de ea prea mult, să faci orice împreună cu ea, adică nu poți să te duci cu băieții la un meci de fotbal sau să ieși cu băieții în oraș pentru că nu e ea. O relație nu înseamnă că trebuie să faci absolut toate activitățile împreună. Sunteți două persoane diferite, aveți pasiuni și hobby-uri diferite. Și să fii în fundul ei toată ziua, să-i dai mesaje toată ziua, să o suni toată ziua, să fii toată ziua cu ea, este obositor și stresant pentru ea. Mă gândesc că și pentru tine, dacă ai avea o iubită prea lipicioasă, te-ar stresa puțin, ai vrea și tu puțin spațiu, să mai ieși cu băieții la o bere. Așadar, fă-ți propria ta viață. Nu spune toată fericirea într-o singură persoană, pentru că acea persoană s-ar putea ca la un moment dat să nu mai fie lângă tine, să vă despărțiți. Și atunci ce faci? Se duce și fericirea ta. Învață să trăiești fericit, indiferent dacă ești împreună cu cineva sau
fie că ești singur. Da, oamenii, acesta a fost videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, să lăsați un like. Iar dacă ai o problemă personală și nu știi cum să o rezolvi, te poți alătura canalului apăsând butonul Alătură-te de mai jos și vom putea vorbi pe grupul de Discord sau pe WhatsApp. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita, pune E un reușită, nu rateu, pa, pa!